Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de 5 quirși, emitent Egipt, pe perioada Republicii Arabe Unite. Monedă de circulație standard în anul 1387, conform calendarului islamic, compoziție cupru-nichel, greutate 4,5 grame, diametru 25 de mm, grosimea 1,3 mm. Formă rotundă, orientare aliniere medalie, sus, sus. Aceste monede au fost demonetizate. Această monedă este seria UAR, Salah el-Din Vultur. Pe avers avem vulturul, emblema UAR și înscrisul în limba nativă mai jos, Republica Arabă Unită. Pe verso avem numele emitentului în partea de sus, denumirea în centru și anul Hegira și Gregorian în partea de jos. Înscrisul Republica Arabă Unită. Marginea este zimțată. Această monedă este emisă de Autoritatea Monetăriei Egiptene Cairo Egipt. În anul 1967, prețul argintului și bronzului a crescut. În consecință, Ministerul Finanțelor a rechemat moneda de argint standard din anul 1960 și a fost emis un decret prezidențial pentru a autoriza baterea acestei monede din cupru nichel. Aceasta este prima monedă egipteană de 5 quirși care nu este făcută din argint. Această monedă are o valoare nominală de 0,64 de dolari, se găsește la vânzare cu valori cuprinse între 2 dolari și 23 de dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare, o zi bună!